România are printre cei mai puțini tineri fermieri din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Comisiei Europene, doar 10% din agricultori au vârste sub 40 de ani. Oamenii în vârstă de la sat se plâng că nu mai are cine să îi ajute nici la muncile ușoare în gospodărie, cu atât mai puțin la munca grea de la câmp. Plecatul la muncă în străinătate a devenit un obicei, mai ales în rândul tinerilor de la sat care preferă un venit consistent într-un timp foarte scurt. Acest lucru nu ar fi o problemă, însă odată întorși acasă, aceștia uită de tradițiile locului natal. Agricultura românească, care odată era recunoscută pe plan european, astăzi a fost lăsată în mâna celor în vârstă, care, deși își doresc, nu mai au puterea să o facă ca altădată. Tinerii din ziua de azi, credeți că se vor mai ocupa de agricultură? Nici când, niciodată. Mă, tot tineretul e plecat. Nu mai se ocupă nimeni de ăștia. Noi care mai suntem, deci de vârsta mijlocie, trecută între 50 și care mai sunt acasă, 60-65. Bătrânii nici atât de 70 nu se mai ocupă nimeni de agricultură. Sunt bătrân, la 70-75 de ani ce să mai muncești pe-o? Iar tineretul nu mai vine. Care sunt plecați în afară și ăla nu mai vine. Nici copii n-avem, să știți, lumea nu mai face nici copii pentru că nu are posibilități ca să-i crească. Ați văzut, trebuie la grădiniță, creșe, îmbrăcăminte, tot. N-avem. Cei în vârstă spun că de-abia mai găsesc un tânăr în sat care să-i ajute la vie sau la sacrificarea unui porc. Aceștia trăiesc cu teama că în scurt timp tradițiile se vor pierde, iar munca în gospodărie și pe câmp va rămâne o amintire. Tineretul nu mai iaute. Vă ce țin să vedeți viile cum se împăragină. Au lăsat via, au lăsat numai tineretul, Elene și în timpul de astăzi. Noi ăștia care mă sunt mai bătrâni și uite oamenii ăștia uite, care mai sunt angajați pe ei, ăștia muncesc. Încolo tineretul găsesc tot în bufeturi, în restauranturi. Acolo sunt. Nu găsești un om să meargă să te ajute la o legat de vie sau la un săpacean, nu mai găsești, că nu merg. Credeți că tinerii din ziua de azi se vor mai ocupa de agricultură? Niciodată. O să ajungă timpul că nu mai găsești un om să te ajute să pui un porc la Crăciun jos să-l tai. În timpul unei vizite prin sudul județului Mehedinți, am întâlnit-o pe Iuliana. Ea este o tânără care a ales să rămână în satul natal, să-și întemeieze o familie și să ducă mai departe tradiția părinților. Am întâlnit-o în piața din centrul comunei Gârla Mare, acolo unde ne-a vorbit cu mândrie despre activitatea de o viață a familiei sale. Producția este a dumneavoastră? Da, este producție proprie. De cât timp faceți asta? De vreo câțiva ani, dar nu e binișor. Mai mergem și în comunele apropiate, suntem mai mulți și ne împărțim în mai multe sate. Este singura sursă de venit? Da, singura sursă de venit. Această activitate este un fel de a se păstra tradiția, de a duce tradiția mai departe. Da, este foarte bine și pentru lucrul acesta sperăm ca mulți tineri să rămână în țară și să nu mai plece afară în alte țări. Tu duci tradiția mai departe? Da, momentan da, cât se poate. Agricultura este pe cale de dispariție în rândul tinerilor, atât din cauza autorităților guvernamentale care nu oferă sprijin economic, dar și din cauza timpurilor moderne. Tinerii preferă o muncă mai ușoară și mai bine plătită în străinătate, uitând de ceea ce ar putea să le ofere pământul străbun.